Elevii Colegiului Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria au reluat anul acesta participarea la Olimpiadele Școlare. Adolescenții s-au întors cu premii de la toate concursurile la care au participat, atât la materiile clasice studiate în toate liceele, dar mai ales la olimpiadele precum cea de neogreacă sau de animatori. Roxana Fișcu a făcut parte din echipa de animatori a Colegiului Pedagogic și a obținut premiul special, animator de elită la faza națională a Olimpiadei Animatorilor. Nu m-am așteptat deloc, vă spun sincer, am fost atât de uimită de faptul că eu am luat premiul special, mai ales că nu pregătisem rolul, să-mi spun rolul meu de prințesă în fața lor. Cu toate astea, am reușit să mă diferențiez de ceilalți și a fost extraordinar. Alexandra este în clasa a 9-a și la prima participare la Olimpiada de Geografie. Pentru mine a fost o experiență unică și mi-am descoperit o altă latura mea și am descoperit alți oameni, experiențe noi și am învățat foarte, foarte multe lucruri. Eu, sincer, m-am bucurat că un copil își dorește foarte tare să participe la Olimpiada de Geografie, mai ales că după 2 ani de pandemie, când ei au fost online, nu, și ea fiind clasa 9, eu nu o cunoșteam foarte bine, dar ea tot insista, vreau la Olimpiadă, vreau la Olimpiadă. Și până la urmă am zis, dacă își dorește, înseamnă că o să fie ceva bun. Și, drept dovadă, s-a calificat la națională, a luat acolo un premiu și, așa cum a promis și ea, la anul va lua premiul întâi. Eli Păun, olimpică națională la neogreacă, spune că sprijinul dascărilor a fost pentru ea foarte important. Pot spune că sunt îndrăgostită total de cultura elenă și de tot ce ține de mitologie și cum a contribuit aceasta la formarea societății actuale. Înseamnă și o calificare la etapa internațională și la Olimpiadă am avut o singură probă, o probă scrisă, care a implicat exerciții de vocabular, gramatică și creație. Elevii Colegiului Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria au obținut rezultate notabile și la concursurile județene și zonale de volei.